Vestea că Edi Iordănescu părăsește Naționala de Fotbal a României a surprins pe fanii sportului rece de la noi din țară. După 2 ani de mandat, soțul Arabelei Iordănescu se retrage de la conducerea echipei care a făcut istorie la Euro 2024. Reprezentanții FRF au transmis un comunicat oficial prin care anunță retragerea antrenorului de la cârma echipei Naționale de Fotbal a României. Ca urmare a discuțiilor avute, Federația Română de Fotbal înțelege și respectă decizia lui Eduard Iordănescu de a face o pauză. Mister, îți mulțumim pentru munca depusă, pentru dedicarea ta din această perioadă o plină de provocări și pentru rezultatele obținute la echipa națională. Îți urăm mult succes în viitoarele proiecte, având convingerea că numele Eduard Iordanescu va continua să aibă un impact pozitiv în fotbalul românesc și în viitor. Potrivit fanatic.ro, șeful FRF l-ar fi luat în considerare pe fostul mare fotbalist Mirel Rădoi, contactându-l pentru a-l convinge să se întoarcă la conducerea naționale autohtone de fotbal. Rădoi a mai fost la cârma echipei naționale în anul 2022.